ziua din nou, ne-am auzit deja azi dimineață și acum câteva minute în emisiunea lui Liviu Mihaiu. Nu știu dacă ați recunoscut muzicuța pe care am pus-o, e dintr-un celebru film franțuzesc, Mon Oncle, cu Jacques Tati. E un film foarte emoționant despre un unchi vieille école, așa, care reprezintă la Vieille France, în contact cu rudele lui mai bogate, care trăiesc deja în ritmul lumii hipermoderne, să spun așa, da? Și este contrastul acesta între vechea Franță și lumea actuală, să-i spunem, sau lumea recentă. Și am ales această muzicuță, în primul rând, că îmi place foarte mult, vorbește, sufletește, dar introduce cumva și conceptul emisiunii. Cum am spus, vorbim despre lucruri vechi. Mă cheamă Paleologul, vorbesc despre lucruri vechi, Paleos și Logos, cred că asta este menirea mea pe lumea asta, să vorbesc despre lucruri vechi, iar astăzi am ales să vorbesc despre lucruri vechi cu un stâlp al casei Paleologul, Ionuț Movanu, care e analist financiar. Este un om care a reușit exemplar în cariera lui, dar care, spre marea mea bucurie, este pasionat și el de lucruri vechi. Pasionat de arheologie, pasionat de istorie, istorie militară, e marea lui pasiune, face lucruri pe care eu nu le fac, da? Participă la reconstituiri istorice de bătălii. Chiar spuneți-ne ce mari bătălii istorice ați reconstituit în trecutul recent, să zicem. Bună ziua, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cred că cea mai frumoasă bătălie pe care am reconstituit-o a fost bătălia de la Austerlitz. Atunci când s-au împlinit 210 ani de la momentul bătăliei, am fost 4.000 de infanteriști, cam 400 de cavaleriști și cam 50 de tunuri. A fost și dumneavoastră ce făceați în această reconstituire? Trăgeați cu tunul? Nu, eram împreună cu colegii mei de la Asociația 6 Dorobanți. Eram o parte dintr-un regiment celebru de infanterie din armata lui Napoleon. Sper cândva să faceți o reconstituire a războiului troian, pentru că astăzi vom vorbi despre Micene. M-am gândit așa că în curând pleacă lumea în vacanță. Suntem deja la începutul lunii iunie, se apropie vacanțele, oamenii se gândesc la excursii și sunt locuri frumoase de văzut. Dacă mergi în Grecia, e păcat să stai doar cu burta la soare, în loc să vezi minunățiile pe care le oferă Grecia. Și anul ăsta, în aprilie, am făcut o excursie, am avut o călătorie de studiu în Grecia cu Casa Paleologul și domnul Movanu a fost alături de noi. Și la sfârșit, în sesiunea de feedback, i-am întrebat pe toți ce le-a plăcut mai mult. Unora le plăcuse mai mult la Epidauros, altora mai mult la Delphi, altora le plăcuse foarte mult Agora din Atena, fiecare cu preferința lui în mod evident. Iar domnul Movanu a fost categoric spunând că i-a plăcut cel mai mult la Micene. Da? Că am făcut un periplu îndelung, o zi întreagă, ne-am oprit și la Micene, prese vreo 2 ore, și am văzut că erați transfigurat. Spuneți-ne de ce, atât de mult Micene? Păi, din mai multe motive. În primul rând sunt cele două povești care se leagă de respectivul loc. Odată este povestea blestemului Pelopizilor și a lui Agamemnon, și după care poveștile ulterioare ale lui Oreste și ale uciderii lui Agamemnon și poveștile anterioare. Și apoi este povestea uneia dintre cele mai spectaculoase, neașteptate și extraordinare descoperiri arheologice făcute vreodată, și anume povestea modului în care Schliemann a descoperit ruinele din Micene și a demonstrat existența civilizației miceniene. Dincolo de povești, recunosc că de la început îmi doream foarte, foarte mult să ajung acolo, să calc pe locurile unde a fost Agamemnon, dar în momentul în care am ajuns am fost copleșit, nu mă așteptam să fie ceva atât de măreț. Cred că e un fel de Machu Picchu european. Odată este priveliștea, care e extraordinară, ești la poalele unui munte,
În Zare se vede aproape toată Argolida și o mare parte din Peloponez, se vede Citadela din Argos, se vede Nemea, unde Hercules a luptat cu celebrul leu, se vede înzăpezit ușor muntele Taygetos și știi că la poalele lui era Sparta, și după care este măreția construcției și felul în care construcția completează locul. Este într-adevăr palatul regelui regilor. Este atât de măreț încât te simți copleșit. Sunt blocurile alea imense de piatră, poarta leilor și evident mormintele regilor care sunt copleșitoare. Mai cu seamă acele morminte din afara cetății, mormântului zis al lui Atreus, mormântul Clitemnestrei, da, sunt absolut covârșitoare și îți dai seama că regele respectiv este un mediator între cer și pământ, așa cum este și faraonul egiptean sau regii asirieni. Oanaxul micenian este un mediator între cer și pământ. L-auzeam mai devreme vorbind pe Liviu Mihaiu despre regele Mihai. Monarhiile contemporane sunt un palid ecou al acestei noțiuni monarhice străvechi, să spunem, în care regele efectiv e un garant al ordinii cosmice. Regii constituționali, evident, sunt departe de o asemenea concepție. Dar haideți să luăm pe rând ce spuneați. Vorbeați de Schliemann, da? Heinrich Schliemann e într-adevăr o figură absolut fascinantă. În primul rând, este un om de afaceri genial. Da? Este un om care de două ori a făcut avere formidabilă și în Rusia și în Statele Unite. El pornind de la o condiție foarte modestă sau dificilă. Să amintim puțin povestea lui, el era fiu de pastor, mama lui murise când era încă foarte tânăr, când era copil, iar tatălui a avut o aventură cu slujnica. Evident că pentru un pastor era ceva discalifiant și a pierdut poziția de pastor luteran și mai mult de atât a fost supus unui oprobriu teribil. Schliemann așadar a fost marcat în copilărie de această traumă, un adevărat stigmat. Și i-a trebuit să renunțe la studiile pe care le începuse. El era pasionat încă din copilărie de războiul troian, da? Era hrănit cu Homer. Mărturisesc că și eu în copilărie am fost hrănit cu povești din Homer și din Virgiliu. Evident că nu citeam Iliada sau Odiseea. Mama nu-mi citea din Iliada și Odiseea, îmi citea o variantă pentru copii. Bănuiesc că ați avut o experiență similară. Și Schliemann a fost hrănit de aceste povești și mai târziu toată viața lui și-a dorit să-și realizeze visul copilăriei. Pentru mine Schliemann, dincolo de biografia lui, e un om care toată viața a vrut să realizeze un vis și în sensul ăsta cred că e un model pentru toată lumea, da? Să realizezi un vis dincolo de reușita materială, financiară, pentru el important era să realizeze visul copilăriei. Mai e ceva foarte interesant în autobiografia lui Schliemann, care poate fi citită în românești, a fost publicată la Meridian în urmă cu mulți ani. E modul în care el a învățat limbi străine. Da? Era un geniu lingvistic și învățase vreo 14 limbi, având propria lui metodă de învățare, care, interesantă, învățase pe din afară un roman franțuzez din secolul XVII, faimos, Aventurile lui Telemac. Iarăși o carte pe care, din păcate, lumea nu mai citește. E o capodoperă de Fenelon. Știa pe din afară cartea asta și în fiecare limbă pe care o învăța, citea Aventurile lui Telemac în italiană, în rusă, în spaniolă și așa mai departe. Da? E o metodă interesantă, da, pentru învățarea unei limbi străine. Și spuneam mai devreme, Schliemann a făcut avere în Rusia, a fost căsătorit cu o rusoaică, căsătoria n-a mers, a fost un dezastru, după care i-a scris unui bun prieten de-a lui: caut o nevastă grecoaică, mă las pe mâna ta, găsește-mi una care să fie săracă, să nu fie prea bogată și să fie interesată și ea de cultură clasică. Bănuiesc că aș citit romanul lui Irving Stone,
Comoara grecilor, da, care relatează partea asta a biografiei lui Schliemann. Bun, Schliemann știe toată lumea, a descoperit Troia. El fiind convins că va găsi acolo ceva, era convins de istoricitatea războiului troian. Acum, istoriografia mai recentă tinde să-i dea dreptate. Probabil războiul troian a avut loc într-o formă oarecare, nu cea din Homer neapărat, dar ceva s-a întâmplat acolo la marginile Imperiului Hitit. Asta confirmă surse din afara poemelor homerice, mă refer la surse hitite tocmai. Iar Schliemann a avut genialitatea să sape acolo unde a găsit ce a găsit. Nu știu dacă ați fost la Troia? Nu, n-am. Trebuie să mergem și acolo, da? Să facem o excursie și acolo, că este absolut fascinant, pentru că sunt mai multe cetăți una peste alta. El credea că Troia 2 e Troia lui prima, în între timp, evident, teoria lui a fost infirmată. El credea că găsise Troia lui Priam. De-al minteri a găsit acolo aur, da? Comoara pe care o credea el a fi a lui Priam. Și acum unde e respectiva comoară? Rusia. La Moscova, deci Putin este singurul care se poate bucura de aceste splendori. Da? Mi-l și imaginez pe Putin eventual împodobindu-și iubita tânără cu bijuteriile Elenei sau ale Andromacăi. Da? Există o poză faimoasă cu soția lui Schliemann îmbrăcată cu toate aceste bijuterii fabuloase pe care el le ținea la el în casă. Da? Pentru că Schliemann, după ce a găsit aurul la Troia, a fugit cu el. De aia turcii nu prea-l mai îndrăgeau pe Schliemann și nu l-au lăsat să sape în Creta, că el ar fi vrut să sape și în Creta, pe ca să găsească palatul lui Minos, dar turcii erau cam mefienți față de Schliemann, că îi trăsese în piept cu comoara cu care a plecat și efectiv a ținut-o la el în casă. Și această poză cu nevastă sa este formidabilă. Iar acum mă imaginez pe iubita tinerică frumușică a lui Putin împodobită cu toate minunățiile astea. Bă, nu știu dacă Putin are asemenea gusturi, să zicem. Este haioasă și anecdota cu Schliemann care găsește masca lui Agamemnon, pe care o atribuie lui Agamemnon în momentul în care descoperă cercul de morminte din Micene și telegrafiază regelui Greciei: Majestate, v-am găsit strămoșii. Da, regele Greciei fiind la acea dată un danez, da? Marele rege George I, fiul lui Cristian al IX-lea, și strămoșul reginei noastre, a reginei Elena. Regele Mihai era și el descendent din acest rege căruia Schliemann îi scria această faimoasă telegramă. Pe de altă parte, grecii, guvernul grec, era și el destul de mefien față de Schliemann. L-au lăsat să sape, că oricum, el venea cu banii lui. Săpa cu banii lui, el finanța săpăturile. Dar au pus pe cineva să-l supravegheze, să-l țină din scurt, să nu plece cu ceva care cumva. Iar ce a găsit el la Micene este nucleul Muzeului Arheologic din Atena. Muzeul Arheologic din Atena, după mine, este unul dintre cele mai frumoase muzee arheologice din lume. Este absolut fabulos. Iar atunci când intri în muzeu, prima piesă pe care o vezi este tocmai acea mască a lui Agamemnon despre care vorbeați mai devreme. Pentru mine este cumva icoana părintelui Europei. Am avut în urmă cu câteva săptămâni o discuție la Arad, o dezbatere cu Sever Voinescu despre originile Europei. Da? Și el susține teza că momentul conceperii Europei este întâlnirea dintre Sfântul Pavel și înțelepții atenieni pe Areopag. Întâlnire faimoasă relatată de Luca în Faptele Apostolilor. Eu zic că
nu e chiar așa, că e mai veche totuși Europa și că Agamemnon are cel puțin motive să fie considerat părintele Europei, nu Maurice Schumann, nu Robert Schumann, nu Jean Monnet, ci mai degrabă Agamemnon. Metope. Unii aud muzica, alții o ascultă. Noi o trăim așa cum trebuie. Pe plajă, pe telefon, la scenă, pe scenă, pe apă și chiar sub apă. Zeci de experiențe. Raiffeisen Bank te așteaptă vara asta la experiențe așa cum trebuie, la festivalul Never See. Vino între 4 și 7 iulie pe plaja din Constanța și trăiește-le alături de noi. Raiffeisen Bank, banca oficială Never See. Copiii din orfelinate au nevoie de tine. Ajută-ne să le oferim șansa la o copilărie în case de tip familial, nu în orfelinat. Trimite SMS cu textul HOPE la 8844 și donează 2 euro pe lună. O campanie JISC și Hope and Homes for Children. Noul val de jazz te aduce la malul lacului Beliș, unde, odată ajuns, călătoria abia începe. Cu treieri păduri de sunete emise de pian, Nick Barges, Ronin, de sintetizator, James Holden and the Animal Spirits, de saxofon, Mammal Hands. Asculți orchestrația vârfurilor ascuțite de munte și a aerului tare tăiat de crengile de brad. Vii la munte să asculți jazz. Vii la jazz să asculți muntele. Vii? Sumida Jazz Festival, Exploring Sounds, 15-18 august, cântat de Radio Guerilla. În weekend ieșim la festival la Moșie. Ne relaxăm pe pajiște, mâncăm ceva bun, bem un pahar cu vin, ascultăm muzică faină și ne descrețim frunțile alături de cei mici prin jocuri și activități pentru toate vârstele. Responsabili de vibe vor fi Groovy Bastards, Just Another Lie, Jazu, Cosica and the Hot Shots și DJ VRTV. Sâmbătă și duminică, 8 și 9 iunie, ne vedem cu toții la prima ediție Festival la Moșie. O colaborare Moșia Corbeanca și Vinyl Rum Tapas and Wine. Mai multe detalii pe moșiacorbeanca.ro. Plăcut de Radio Guerilla. Cele mai așteptate spectacole de dans contemporan ale verii vin la Teatrul Național din București, pe 21 și 22 iunie. Poți experimenta astfel două seri de dans contemporan din două culturi diferite. Protest de Sandra Mavima din România și DJ Battle de Mod Le Pladec din Franța. Detalii pe dans-danse.eu. Dance Dance are loc în cadrul sezonului România-Franța. Plăcut de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Upgrade live every Monday evening starting 7 p.m. at Radio Guerilla. Cu Dragoș Stanca. Și sâmbătă în deloare de la ora 17. Metope. Ne-am întors în studio Radio Guerilla, e prima ediție a emisiunii Metope și vorbim despre Micene, despre Schliemann, despre Agamemnon. Tocmai am încheiat cam abrupt, am impresia, partea despre Agamemnon, care e lider Mahimo în Iliada. Da? E un lider care face greșeli, nu puține, și unele grave. În primul rând, îl deranjează pe Ahile. Da? E, cum s-ar spune în limbaj corporatist, vă rog, corectați-mă, domnul Movanu, dacă nu e corect, e o eroare, o gravă eroare de gestiune a resurselor umane. Și evident, Ahile e furios, se retrage, o gravă eroare pe care apoi Agamemnon o corectează. Cred că asta e o lecție extraordinară de leadership. Un lider nu e infailibil, însă un lider mare e un lider care, în primul rând, este concentrat pe scopul final, așa cum este Agamemnon, face orice pentru a atinge scopul final, nu-l uită nicio clipă și este capabil să-și recunoască greșelile, să le corecteze și, foarte important, ascultă pe cei mai mintoși decât el. Pe Ulise și pe Nestor și nu iese din vorba lor. Asta este o mare calitate a lui Agamemnon. De-al minte, eu cred că Iliada este cel mai formidabil
manual de leadership care s-a scris vreodată. Să nu uităm că Alexandru Macedon dormea practic cu Iliada sub cap, iar Alcibiade îl vedea ca una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată. Și ce-mi place mie la Agamemnon este că eu nu... Între el și Priam, sau între el și Hector, Hector este mult mai likeable. Este mult mai simpatic. Da, este un personaj pe care nu se poate să nu-l iubești. Este uman, este un tată bun, este... Dar pe de altă parte, Agamemnon câștigă. Tocmai pentru că își ascultă sfetnicii, Hector în momentul cheie nu își ascultă sfetnicii și se lasă cuprins de hubris. Da, de beția succesului. Și drept care nu sfârșește bine. De fapt, cred că Homer ne învață ceva foarte important. Să ne ferim de beția succesului. Că nimic nu e mai greu de gestionat decât succesul. Și mai e ceva foarte... semnificativ după mine în Iliada și în Odiseea, și anume revine mereu o formulă: biet nebun, biet prost, pentru că în fond, cred eu, în viziunea lui Homer, asta e caracteristic pentru condiția umană. Omul e prost, chiar și cei mai deștepți dintre noi, Ulise, Nestor, chiar și ăștia, cei mai grozavi, fac prostii, da? Pentru că asta este limitarea condiției umane. Da, și este, de exemplu, este foarte nostim episodul în care Agamemnon are celebrul discurs din Cântul 2, parcă, când le spune soldaților, poate ați obosit. Da, el vrea să-i motiveze. Acasă, știu că e greu, am putea să mergem acasă. Și gata, șeful, ce idee strălucită, hai să mergem. Și o iau toți la fugă și Ulise după aia fuge după ei să-i aducă înapoi. Am pregătit o mică piesă muzicală pe care trebuie să o introduc însă puțin. Pentru că e dintr-o operetă faimoasă, opereta lui Jacques Offenbach, La Belle Hélène. Da? Este o perspectivă eminamente ironică a războiului troian. Bun, ascultăm piesa și mai spun câteva cuvinte, dacă se prezintă regii Greciei, da? Agamemnon, Menelaos, Ahile, Ajax, se prezintă toți și este o variantă burlescă, comică a războiului troian. Metope. Un contre mille grâce à mon plongeon. Grâce au plongeon. J'aurai l'esprit.
ochile netemutaru. Je suis le bouc, attaché le bouc, attaché le bouc, attaché le grand mirmino, le mirne mirmino. Je suis le bouc, attaché le bouc, attaché le grand mirmino. Je suis le bouc, attaché le bouc, attaché le grand mirmino. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. Agamemnon, am terminat pentru că ați văzut, piesa asta e foarte ironică, da? Îi prezintă pe mari regi ai Greției, Ajax, Ahile, Menelaos și Agamemnon. Sunt și unele jocuri de cuvinte pe care le înțelegea în franceză. De exemplu, le roi barbu qui s'avance, regele bărbos care avansează e Agamemnon, dar spune bu qui s'avance, bu qui s'avance, bu înseamnă băut. La fel, l'époux de la reine, Menelaos, este soțul reginei, dar l'époux și după aia spune pu e purice, da? Deci e soțul, bun, sunt jocuri de astea de cuvinte care au sens în franceză, dar vedeți cum Offenbach, da, în spiritul ăsta de ironie, bășcălie, specific operetelor sale, preia mitologia, da, și face toată această bășcălie, mă rog, foarte amuzantă, fără îndoială. Ce am ascultat cumva se leagă de discuția noastră, pentru că, așa cum spunea Ionuț Movanu, la Micene îți dai seama că Agamemnon era cel mai tare din parcare. Da? Îți dai seama că e cea mai mare cetate miceniană. Noi n-am fost împreună și în alte cetăți miceniene din zonă, dar când vezi Tirint, de exemplu, sau Pylos, îți dai seama prin comparație cât de mare era puterea regelui din Micene. Bun, pe care Homer îl numește Agamemnon. Cine o fi fost exact Agamemnon? Asta e o altă întrebare. Aș mai vrea să subliniez încă ceva în legătură cu opereta lui Offenbach. Evident, în spiritul operetelor stil Offenbach, e vorba de o înșelătorie, da? Menelaos este soțul încornorat. Numai că în Iliada și în Odiseea, Menelaos nu e deloc un personaj ridicol. Nu este deloc soțul înșelat, nu este deloc soțul încornorat. Este cel mai mare câștigător. În toată această poveste, singurul care chiar câștigă este Menelaos, pentru că se întoarce acasă, e căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume, în plus este ginerele lui Zeus, nu-i puțin lucru să fii ginerică al zeului suprem, și îl vedem în Odiseea aducând o viață liniștită, trai neneacă pe vătrai, de gentleman farmer, se cam plictisește, e adevărat,
îl roagă pe Telemac să mai stea, că se plictisește, eventual să se stabilească la el, dar îl văd foarte bine așa ca un mare senior, un boier care stă la el la moșie, foarte încântat, e convins că și după moarte locul lui va fi în câmpurile Elisee, dar e cel mai mare câștigător din ciclu troian, așa cum îl prezintă Homer, e în categoria să ai noroc, știi? Omul norocos până la capăt. Ăsta mi se pare a fi Menelaos, în contrast cu destinul tragic al fratelui său. Cumva, parcă blestemul pelopiților se oprește în cazul lui Menelaos. Da, el rămâne protejat. Dar care un paratrăsnet pe Agamemnon. Da. Și apoi continuă, nu-i așa, cu Oreste, mă rog, uciderea lui Agamemnon de către Clitemnestra și Egist, apoi răzbunarea. De-al minteri, mai e un loc în care ne-am oprit în excursia noastră și am stat mult de vorbă, și anume Areopagul atenian. Țineți minte, ne-am dus la prima oră să fim la deschidere la Acropolă, că e bine pe Acropolă să te duci la prima oră, că după aia vin turiștii în hoarde interminabile. Am fost la prima oră și în drum spre Acropolă ne-am oprit pe Areopag și acolo am povestit despre Orestia lui Eschil și despre originile sistemului judiciar atenian, da? Trilogia Orestia lui Eschil este despre originea justiției, da? Originea primului tribunal atenian care soluționează conflictul dintre Oreste și Erinii, da? Acele zeițe infernale care îl urmăresc pe Oreste. Scurtă pauză publicitară și revenim cu răzbunarea lui Oreste. Metope. Expoziția itinerantă Neonlitic, organizată de atelierul Would Be Nice, poposește între 2 iunie și 2 iulie la Buzău, la Muzeul Județean. 17 artiști naționali și internaționali aduc la un loc peste 30 de lucrări de mixed media, instalații luminoase, sculpturi din lemn, rășină, metal, picturi, obiecte din ceramică și material textil, animație și video mapping, toate având ca sursă de inspirație motive din culturile preistorice românești, Hamangia și Cucuteni, plăcut de Radio Guerilla. Știi pe cineva deștept? Știi pe cineva creativ? Știi pe cineva bun pe digital? Schimbă-i viața! Recomandă-l pe site-ul de recrutare hireup.eu și recompensa poate fi a ta. Radio Guerilla, adică noi, își caută digital strategist. Noi îi dăm social media, el să schimbe lumea. Repetăm! Pe hireup.eu, primul site de recrutări din România care oferă recompensă celui care recomandă omul potrivit. Hireup.eu este avanpost Radio Guerilla. Cum îți sună 34, 52 sau 90 de kilometri de pedalat în munții Făgăraș? Întrebăm pentru că se apropie cea de-a 6-a ediție a concursului de mountain bike Vitraru Bike Challenge. Competiția va avea loc duminică 23 iunie în munții Făgăraș, iar înscrierile se fac pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge este etapă în Cupa Națională de Cross Country Maraton organizată de Federația Română de Ciclism. Ți-am pregătit un weekend plin de mișcare, distracție și surprize la Vidraru Bike Challenge. Pedalat de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! E vreo un moment în care nu-ți folosești mintea? Pe bune, poți verifica. Există vreun moment conștient în care nu îți folosești mintea? Și dacă ai înțelege cum funcționează mintea ta și de ce simți ce simți? Cum ar fi dacă în loc să te bați cu stresul, presiunea, anxietatea, remușcările, insecuritatea, ai înțelege natura lor? Despre sursa experienței umane din fiecare moment la conferința internațională Understanding Human Mind din 12 și 13 iunie la Atene Palace Hilton. Bilete pe iabilet.ro. Plăcut de Radio Guerilla. Metope. Am revenit în studio cu invitatul meu Ionuț Movanu și vorbeam în pauză de o particularitate biografică, și anume că Schliemann, după ce a descoperit Troia, și-a botezat fetița Andromaca,
Da, nu știu, am impresia că la ele erau coordonate nașterile și descoperirile arheologice. Da? S-a născut fetița după ce a descoperit aia, i-a zis Andromaca, perfect. După aia se gândea el să-și boteze fiul Ulise, sau Odisea, asta așa se gândise el, numai că între timp a descoperit Micene. Și atunci nu se putea, i-a zis Agamemnon. De altfel, Indro Montanelli este un jurnalist italian care are o biografie foarte simpatică a lui Schliemann, foarte aproape de Suetonio, plină de anecdote care dau foarte multă viață personajului. Și Indro Montanelli povestește că Schliemann nu a acceptat să-i fie botezați copiii decât dacă în timpul ceremoniei botezului cineva trebuia să citească un pasaj din Homer. Mi se pare foarte just. Și eu când am predicat în urmă cu câteva luni într-o biserică din București, am vorbit despre Ulise. Mi se pare că trebuie să milităm pentru introducerea textelor sacre ale elenismului în practica liturgică ortodoxă. Mă rog, sper să nu deranjez cumva pe cineva, dar bizantinii considerau textele homerice cu aceeași venerație pe care o aveau și grecii vechi pentru ele. Să revenim la tema răzbunării. Da, că este o temă importantă în suita evenimentelor și ziceam că Oreste, figura lui Oreste, conectează situl de la Micene cu un alt sit important și anume Areopagul. Areopagul atenian, da? Pentru că în trilogia lui Eschil ni se prezintă în prima tragedie moartea lui Agamemnon, apoi în a doua tragedie, în Coefore, e răzbunarea, da? În care Electra îl ajută pe Oreste să îl răzbune pe Agamemnon și îl ucid pe Egist și de asemenea pe Clitemnestra, iar apoi e urmărit Oreste de către Erinii, zeițele infernale care îi pedepsesc pe cei care se fac vinovați de crime de sânge și în special de crime de sânge în interiorul familiei. Da? El e matricid și atunci este urmărit până în pânzele albe de Erinii, dar el invocă faptul că a acționat în virtutea unui ordin pe care l-a primit de la zeul Apollo. Și aici, foarte semnificativ pentru tragediile lui Eschil, nu e vorba de un conflict psihologic. Tragediile lui Eschil și ale lui Sofocle nu sunt tragedii psihologice, spre deosebire de cele ale lui Euripide, de pildă. Sunt tragedii în care se înfruntă mari principii. Și avem, pe de o parte, Apollo, care îi cere lui Oreste să-și răzbune tatăl, pentru că vocația unui fiu este să-și răzbune tatăl, iar pe de altă parte, Eriniile acționează și ele în virtutea principiului lor, și anume să urmărească până în pânzele albe pe cel care s-a făcut vinovat de vărsarea propriului sânge. Da? Avem două mari principii care se înfruntă, e un clash, cum am spune acum, un conflict axiologic radical, pe care nu-l poate rezolva decât justiția. Da? Și asta este formidabila scenă din Eriniile, din Eumenidele lui, din Eumenidele lui Eschil, în care tribunalul atenian mediază acest conflict ireductibil, da? Și găsesc o soluție de compromis care face posibilă viața în societate. Da? Ideea e că justiția oprește ciclul răzbunărilor. Este o viziune absolut fundamentală despre justiție și vă mărturisesc că m-aș bucura ca tragediile acestea ale lui Eschil să fie predate la Facultatea de Drept. De altfel, eu cred că o cultură clasică este un... Cred că ar trebui să redescoperim cultura clasică. Cred că undeva, în momentul în care a apărut primul război mondial și toată tragedia în care a murit o generație întreagă, cumva a apărut, a luat foarte mare amploare individualismul. Și cred că cumva ar trebui să ieșim din epoca individualismului și să ne reîntoarcem
spre aceeași cultură clasică care s-a studiat timp de 2000-2500 de ani, și modelul de leadership care este produs de o asemenea cultură clasică, care are ca modele pe Agamemnon, pe Ulise, pe Diomede, pe Nestor, de ce nu pe Menelau, pe Priam. Care ar fi personajul dumneavoastră preferat din Iliada? La figura marcantă, să spun, modelul? Sincer, Ulise. De ce? Mie mi se pare că ceea ce nu studiem noi este... noi toți vrem să fim lideri. Da, se mare pacoste. Iar Ulise este ceea ce în lumea anglosaxonă se numește un follower. Mie îmi place foarte tare discursul lui în momentul în care se discută despre faptul că trebuie să fie un singur lider și el se pune în postura de follower. Uh-huh. Și este followerul ideal aici. Este încă e cumva Ulise... followerul care devine un lider al liderului, pentru că el îl ajută pe Agamemnon în momentele dificile. Da, dar pe de altă parte el nu vrea să fie nu este cineva care eu sunt liderul și o să vin cu viziunea și o să... Nu, după mine... Până la mine nu a existat nimic, eu o să schimb totul, și mie mi se pare că un lider este dat și de follower, de calitatea followerilor pe care îi are. Agamemnon este mare și pentru că a știut să-și producă și să-și asculte follower geniali, cum a fost Ulise, cum este Diomede, cum este Achille, Nestor. Nestor, în primul rând. Da, spuneți un lucru extrem de important, așa e, se vorbește enorm de mult despre leadership. Mi se pare cumva suspect faptul că oamenii sunt atât de interesați de leadership. Am impresia că se gândesc că în felul ăsta vor lua gâtul șefului, da? Să devină ei șefi. Ori Ulise spune, unul singur trebuie să comande, unul singur trebuie să fie rege, dar nu spune eu trebuie să fiu ăla. Uitați-vă ce comic este în politica noastră, da? Spune câte unul, da, e nevoie de un singur candidat comun, dar ăla să fiu eu, evident, în subtext, asta este ideea. De-al minteri, vom urmări cu mare interes discuția asta în următoarele luni în politica românească. Însă revenind la oile noastre, ca să spun așa. Și eu în copilărie mărturisesc că eram absolut fascinat de Ulise și mă identificam cu figura lui Ulise pentru că el compensa prin inteligență faptul că era mai puțin bogat, mai puțin puternic decât Agamemnon sau decât Achille sau alții dintre eroii din Iliada. Acum trebuie să vă mărturisesc însă că din ce în ce mai mult devine Eneas personajul meu favorit. El nu apare foarte mult în Iliada. Apare, Homer vorbește despre pietatea lui Eneas, e calitatea lui principală. Acum, sigur, când ești fiul unei zeițe foarte puternice, cum e Afrodita, e normal să fii pios, așa? Am fi cu toții ceva mai pioși dacă unul, măcar dintre părinții noștri, ar fi o zeitate de asemenea importanță, da? Sunt, practic, doi luptători în Iliada care se pot prevala de o asemenea ascendență. Este Achille, evident, fiul lui Tetis, și de cealaltă parte Eneas, care este fiul Afroditei. El nu apare mult în Iliada, însă, bun, după cum știm, evident, Eneas este personajul principal în Eneida lui Virgiliu și pentru mine este prototipul omului care transmite ceva. Și eu cred foarte mult că cel mai important lucru pe care îl avem de făcut pe lumea asta este să transmitem. Pentru mine, chipul lui Eneas este indisociabil de Anchise, tatăl său, și de Ascanio, fiul său, da? La Roma, în Galeria Borghese, faimosul muzeu din Roma, se află o statuie absolut fabuloasă, e o capodoperă absolută, și anume Eneas de Bernini. Da? E o splendoare. Și pentru mine această statuie este simbolul prin excelență al pietății. Iar pentru mine pietatea e mai mult decât credința. E altceva, de fapt, decât credința. Este o calitate pe care din ce în ce mai mult o consider fundamentală.
omul pios este, în viziunea mea, omul care e capabil să transmită. Este pios față de cei care îl preced, este pios față de cei care vin după, e pios față de natură, pios față de zei, față de strămoși și așa mai departe. Da? Eneas e chipul perfect al transmițătorului, al celui care transmite ce a primit, da? care e conștient de moștenirea pe care o primește și o duce mai departe. Da, mie mi se pare că unul dintre marile calități al lui Eneas la Vergiliu este faptul că el respectă voința zeilor. El ascultă de voința zeilor și face anumite lucruri, ca de exemplu motivul pentru care el nu se întoarce în cetate. El înțelege că voința zeilor este ca el să meargă mai departe, să întemeieze Roma. Și tot o formă a pietății. Cred că și noi trebuie să dăm dovadă de pietate față de zeul publicității. Metope. Aqua and Bogman, DJ Asam, DJ Seinfeld, Dona Lick, Epicur, HVOB Live, Karpov Nat Kasparov, Liam, Nipples Delight, Rafael Top Secret, Romansov, Umfang, Volvox și VTSS. Pe scurt, Telecom Electronic Beats, 13-16 iunie, expirat Halele Carol. Bilete pe net sau în fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. Detalii pe bilete.ro/electronic-beats. Universul entero, escucha! Istoria alternativă ING. Salvat-o mai după mâna tâlharilor și pentru acest lucru ai drept răsplată greutatea ta în aur. Dar nu în asta, zic că n-am galbini la mine. Nu-i bai cestite, boier, că poate domnia voastră să-mi transfere banii în ING Home Bank, folosind numărul meu de telefon. Bine, primul transfer prin ING Home Bank n-a fost chiar așa. Dar trecutul e trecut, iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează. De 25 de ani ești cu un pas în față când ești cu ING. Toți publicitarii din lume știu că și în reclame Binili învinge. Repetăm, Binili gândit. Radio Guerilla salută industria de marketing și publicitate din România și le ține pumnii. La gala de premiere EFI de pe 10 iunie de la Ateneu, lista completă a câștigătorilor pe EFI.ro. EFI Awards este un proiect IAA România și UAPR. Metope. Am revenit în studio împreună cu Ionuț Movanu, ne apropiem de sfârșitul acestei prime emisiuni și am pregătit încă o piesă muzicală pentru încheiere, dar simt nevoia să o introduc cumva. E o piesă, mă rog, cât se poate de entertaining, așa, de faimosul Mikis Theodorakis, da? Lumea îl știe ca un mare muzician, el a făcut coloana sonoră pentru celebrul film Zorba Grecu, după romanul lui Nikos Kazantzakis, dar ce vreau să spun e că același Theodorakis a făcut coloana sonoră pentru alte filme de Kakoyanis. Da? Kakoyanis e regizorul care a făcut Zorba Grecu, un film ultra celebru, toată lumea cunoaște Zorba Grecu. În schimb, trilogia euripidiană, să-i spun așa, lui Kakoyanis e mai puțin cunoscută. E vorba de trei filme pe care le recomand din toată inima, și anume Electra. Cred că ăsta e filmul meu preferat din seria asta lui Theodorakis. Femeile troiene și Ifigenia în Aulis. Da? Sunt trei filme, toate inspirate din tragediile lui Euripide, și Theodorakis a făcut coloana sonoră pentru aceste filme formidabile. Acum aș mai face un comentariu în legătură cu Euripide. La Euripide, imaginea lui Agamemnon este nasoală. Agamemnon este un conducător însetat de putere care face orice
pentru a-și satisface acest impuls dominator, da? Își sacrifică propria fiică. La Euripide asta nu apare ca un gest eroic. Este pur și simplu manifestarea unui delir patologic pentru putere. Nu este imaginea din Homer. La Homer, așa cum remarcam amândoi, Agamemnon este eminamente pozitiv. E un mare lider, face greșeli, dar e un mare lider. La fel este Agamemnon văzut de către Isocrate sau Dion Crisostomu, alți gânditori din cultura greacă. Teodorakis a făcut muzica pentru aceste filme inspirate din Euripide. Nu știu dacă le-ați văzut. În schimb, evident, Zorba Grecu, da? Da. Care e, mă rog, un mare hit, așa să zicem. Și cum cred că ne-am apropiat deja de final, mai sunt câteva minute, mai urmează această piesă de Teodorakis. Mai vrea să spun ceva pentru cei care ne ascultă, că contez foarte mult și pe întrebările care vin de la dumneavoastră. Și asta o să, știți, cu puțină pedagogie, o să tot repet, da, că e foarte important să avem acest dialog cu publicul, cu ascultătorii. Deci, în încheiere, vă spuneam, emisiunea asta despre Micene, despre Agamemnon, despre Homer, despre Offenbach, Schliemann și așa mai departe, e o primă emisiune dintr-o serie în care vom vorbi și despre Delphi, despre Creta, despre Roma, despre alte lucruri pe care le-am vizitat în ultima vreme, ideea fiind că în vacanță e bine să nu mergem doar să stăm cu burta la soare, să ne înghesuim în stațiuni, discutabile, și sunt atâtea lucruri minunate de descoperit, de văzut, cărți de citit în legătură cu ele. Cred că romanul pe care îl evoca domnul Movanu, și anume Irving Stone, Comoara Grecilor, da? E un roman care poate fi citit în traducere românească, este foarte bună introducere în atmosferă. Schliemann la Troia a fost efectiv genial și a avut noroc. La Micene nu chiar, pentru că la Micene avea la dispoziție un ghid turistic din secolul 2 după Hristos, scris de un scriitor important, Pausanias, care efectiv a scris un fel de ghid turistic. Se cheamă periegeză, da? Este vorba de călătoriile lui, care sunt un fel de pelerinaj, da? Și asta e o carte pe care și noi o putem utiliza în peregrinările noastre ca un fel de ghid turistic, cred că mai bun decât multe alte ghiduri turistice din zilele noastre. Urmează, cum spuneam, o piesă de Teodorakis, foarte potrivită, cred eu, pentru o emisiune despre greci. Și dacă îmi permiteți să facem invitația pentru săptămâna viitoare, din nou marți aici la Radio Guerilla, când vă, nu-i așa, reveniți. Iar, cu săptămâna viitoare, da, marți, revin tot la ora 14 în emisiune și vă rog, pregătiți întrebări, poate că deja ce am discutat astăzi suscită întrebări, le vom urmări, vom încerca să răspundem și țin foarte mult la acest dialog constant. Metope.